Bună seara celor care urmăresc ziarul online protecuci.ro. Bună seara, domnule avocat Dan Franco. Bună seara și la mulți ani pe 2014. După cum probabil ați aflat, primăria Tecuci a pierdut unul din procesele cu Romlux și are de plătit 8,2 miliarde de lei vechi. Domnul avocat o să ne dea mai multe detalii. Înainte de toate aș dori să-l întreb, pentru a avea un fir logic, în câteva cuvinte, care este obiectul contractului dintre Romlux Târgoviște și Primăria Tecuci? Contractul dintre Romlux și Primăria Tecuci avea ca obiect modernizare și eficientizare iluminat public stradal și mentenența, întreținerea acestor lucrări modernizate. La acest contract s-au încheiat mai multe acte adiționale, un număr de 3, care prevăz și extinderea iluminatului public stradal, ajungându-se de la suma de 2 milioane și vreo 800 de mii de euro la circa 5 milioane și ceva de euro ca urmare a extinderii iluminatului public stradal, sistemului de iluminat public stradal. Am înțeles că firma Romlux făcea o investiție din banii proprii, iar primăria plătea lunar o rată. Plătea lunar o rată constând în contravaloarea investiției plus valoarea mentenanței, de întreținerea sistemului de iluminat. Da, așa este. Romlux a intentat primăriei Tecuci două procese. Despre ce este vorba mai exact? Deci între Romlux și Romlux a intentat două procese. Unul pe ordonanță de plată pe 119 pe 2007, 119 pe 2007, și un proces pe dreptul comun, pe procedura comună, având ca obiect rezilierea contractului de gestiune încheiat cu primăria. Spuneați în Consiliul Local că procesul pe ordonanța 119 nu poate fi pierdut din punct de vedere juridic. Ce s-a întâmplat până la urmă? Ședința de Consiliul Local, într-adevăr, am făcut o astfel de afirmație, dar trăind în România și în sfera în care se săvârșește actul de justiție, știam și cunoșteam și știe orice jurist că există un procent de nesiguranță. Adică, cum să spun, am spus în ședința de Consiliu că 99,99% acest proces se câștigă, dar mai există un procent de risc de 0,1% care ține de judecător și nu de lege. Și acesta a fost ghinionul în acest proces pe 119, pe ordonanță de plată. Este un proces în care, să spunem, procedura este simplificată, așa se spune în termeni juridici, în sensul că părțile nu se pot face probe decât proba cu acte, iar instanța, activitatea instanței se rezumă doar la aprecierea actelor respective fără să intre în fondul problemei, fără să permite să se administreze probe pe fond. Noi, foarte concis vă explica, noi ne-am apărat în acest proces că nu am făcut plata facturilor respective în valoare de 8 miliarde de lei cu penalitățile aferente, sigur, pe considerentul că nu avem procese verbale de recepție și situații de lucrări. Și legea mie îmi interzice ca ordonator principal de credit primar să fac astfel de plăți. Instanța a considerat că o astfel de apărare a noastră este pro cauza, deși la dosarul cauzei nu există aceste documente. Deci am cerut instanței să pună în vedere creditoare, Romlux, în cazul în care l-am plătit, în procesul în care l-am plătit, să depună aceste documente. N-au depus aceste documente, în schimb instanța a considerat că aceste apărări ale noastre sunt pro cauza, așa spune în hotărârea judecătorească, și ca atare nu pot fi luate în considerare a le respinge astfel de cerere. Până la urmă este clar că primăria va trebui să achite această sumă de 8,2 miliarde de lei vechi. Este adevărat că în baza hotărârii pronunțate recent, primăria trebuie să plătească 8 miliarde și ceva de lei, dar aceasta nu este neapărat și o pierdere. Să vă explic de ce. Am spus-o, cred că și la o altă emisiune, nu știu dacă am avut-o la dumneavoastră sau în cadrul Consiliului Local, noi nu contestăm că această societate Romlux nu a făcut niște investiții în municipiul Tecuci. Investițiile sunt vizibile.
Ele nu au fost achitate pentru că, normal, conform contractului, trebuiau să facă plăți eșalonat în timp de 12 ani. Ei, practic, până la acest litigiu, au solicitat să se facă plata unor facturi care nu au fost achitate din timpul vechii administrații și a continuat și actuala administrație să nu facă plata pe acel motiv care l-am și spus mai înainte, lipsă proces verbal de recepție, lipsă situație de lucru. Deci, practic, nu putem vorbi de o pierdere. Cel mult ar putea considera, fi considerată o pierdere, acea penalitate de, nu știu cât, nu mai rețin. 1%, nu, ea este stabilită. Deci în 8.200.000 băgată și penalitatea. Acea penalitate ar trebui putea fi considerată o pierdere. Dar mai există o chestiune. După ce s-a început acest litigiu pe care l-am pierdut, a venit Curtea de Conturi și a stabilit în sarcina primăriei Tecuci faptul că vechea administrație a făcut plăți nelegale către Romlux. Nelegalitatea constând în faptul că plățile efectuate de 14 milioane și ceva de lei reprezentând contravaloare investiție plus 4 milioane și ceva de lei reprezentând contravaloare mentenanță s-au efectuat fără să existe documente justificative. Când vorbim de fonduri publice, nicio plată nu se poate face fără să existe în spatele plății respective document justificativ. Și când avem contracte de achiziții sau contracte de prestări de servicii, lucrări, trebuie să avem proces verbal de recepție și situații de lucrări. Deci noi, neavând aceste documente, nu am putut face plată. Chestiunea de... Și acum vine Curtea de Conturi și mă obligă prin acea decizie 41 să recuperez de la Romlux plățile făcute fără documente justificative. După ce fac o prealabilă inventarie. Operațiunea de inventariere a patrimoniului sistemului de iluminat public local a început. S-a fost cooptat și un reprezentant al unei firme română-austriece să participe la această operație. După ce se va stabili ce s-a executat, ce nu s-a executat, în funcție de care se va concretiza ferm, cert, care este valoarea prejudiciului, aceste sume de bani vor trebui noi să începem procesul împotriva Romluxului pentru recuperarea acestui prejudiciu. Dacă ei nu vin, să încheiem aceste documente care să rezolve această problemă în dispută. Cine va plăti această inventariere despre care ați vorbit? O singură plată se va face către persoana care vine din afară, deci specialistul, un inginerul electroenergetician, care îl va, spunem, numi, desemna firma aceasta română-austriacă. Cine a generat litigiul cu firma Romlux? Litigiul cu firma Romlux a fost generat de încăpățânarea societății Romlux de a răspunde la anumite solicitări făcute de către primăria Tecuci. Personal am înmânat mai multe adrese către Romlux în care i-am rugat să vină în Tecuci și să rezolvăm aceste chestiuni divergente. N-am înțeles niciodată care este scopul și de ce această societate comercială refuză să dea curs intrării în legalitate, pentru că omul ăsta, primarul, n-are cum să facă plăți fără să existe documente. Și poate aici eu am și o culpă, pentru că am fost consultat de primar cu privire la această chestiune. Bine, el știe că a fost primar și la Țepu și a avut achiziții publice și cunoaște că nu poți să faci o plată fără documente justificative, că există faptă penală. Dar eu aveam un dosar la momentul respectiv pe rol. Și m-am dus cu rechizitorul în care un primar a fost trimis în judecată pentru că a făcut plăți fără documente justificative. Și am spus, măi primarule, uite ce poți plăți dacă faci plată. Faptul că sunteți liberal și ați fost solicitat ca să reprezentați primăria în acest proces a stârnit suspiciuni. Noi, România, suntem o țară de oameni plini de suspiciune și suspiciunea vine și din sistem. Dar nu există niciun impediment, nici de ordin moral, nici de ordin legal de a reprezenta primăria. Pentru că eu
ca meserie avocat nu pot să fiu altceva decât liberal, nu mă pot regăsi în altă parte. Pe lângă această chestiune, eu nu contest că sunt foarte bun prieten cu primarul și tocmai că ne-am cunoscut, înainte de a intra el în politică, când avea niște procese de importanță majoră pentru viitorul societății și afacerilor lui și eu i-am câștigat toate procesele. Tatăl lui a avut și el niște probleme cu o asigurare la o mașină unde i-am câștigat procesul. Primăria Țepu a avut procese de vreo 18 miliarde de lei cu OMV Petrom, unde i-am câștigat procesele. Și sigur că orientarea către mine n-a fost în considerarea relației de amiciție, ci cred eu, nu știu ce a fost în lui de ale, cred eu că a apreciat că rezultatele obținute în celelalte procese care am avut și cu familia și cu Țepu mă recomandă să vin să rezolv această problemă. Ce onorariu ați trimit pentru reprezentarea primăriei Tecuci în cele două procese? A fost onorariu de 60.000 de lei, o sumă care este net inferioară și am explicat, v-am și dat dovadă aici, executorul judecătoresc a cerut 15.000 de lei la 150 de milioane, la 8 miliarde. Eu la 178 de miliarde de lei, ce onorare trebuia să cer? Deci eu suma asta de 60.000 de lei o împărțesc cam la aproape 2 ani de deplasări la București, să vedeți dacă e mare. Ce reprezintă cele peste 170 de miliarde despre care ați vorbit? Deci 170 de miliarde reprezintă contravaloarea tuturor lucrărilor efectuate de către Romlux, ce cer ei, nu că o să primească, la care se adaugă și mentenanța care n-au mai dat-o, dar o cer. Deci dacă se reziliază contractul, nu mai asigură mentenanța. Și ca atare această sumă nu se cuvine să primești un onorariu, să spunem, sau o sumă de bani pentru o activitate care n-ai făcut-o. Ori ei cer în această sumă de bani și contravaloarea mentenanței care trebuiau să o dea pe 12 ani, dar n-au făcut-o. Dar expertiza care se va efectua în această cauză va scoate la lumină cine are dreptate și cine nu. Domnule avocat Dan Frâncu, aveți încredere în justiție? Nu. De fapt, nu am încredere nici în politică, nici în justiție. Deci și această neîncredere vine și din noi, să știți. Eu am admirat, în încheiere să vă spun o chestiune care m-a luminat puțin. Știți că fascismul a apărut în Italia și Mussolini, întrebat cum de a venit ideea să facă acest partid fascist, i-a spus că ideea n-a fost a mea, i-a luat-o din mintea oamenilor. Deci la mine la fel, neîncrederea nu e de la mine, eu iau din mintea oamenilor și sunt și eu o victimă ca toți cetățenii din România și a sistemului juridic și a sistemului politic și peste tot. Deci noi suntem niște victime al unui sistem bolnav, creat de noi, nu de ei. Ei nu fac decât să speculeze ce slăbiciunile noastre. Deci oamenii politici și justiția nu face decât să speculeze slăbiciunile noastre. Mulțumim mult pentru că ne-ați oferit punctul dumneavoastră de vedere și vă dorim o seară plăcută încă de noi. Mulțumesc la fel.